Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru modernizarea punctelor termice Zamca 4, Opcin 4 și Ion Vodă-Viteazul și a rețelelor aferente. Lucrările vor începe cu punctul termic Zamca 4 și se estimează că vor dura 3 luni, perioadă în care, pentru locuitorii din zonă, va fi sistată furnizarea apei calde. Discutăm de punctul termic Opcin, care deservește străzile stațiunii Victoriei și Măgurei, pe lungime de 2787 de metri. De asemenea, punctul termic Zamca, pe Grigore Ureche, Ione Culce, Octav Băncilă, Stejarului, cu o lungime de 2126 de metri, și Ion Vodă Viteazul, 115 metri, punctul termic Parc, în zona centrală. Până la sfârșitul anului, administrația locală ar putea obține fonduri europene pentru modernizarea rețelelor de transport și distribuție a agentului termic în sistem centralizat. Lucrăm la studii de fezabilitate în concordanță cu caietul de sarcini care a fost emis pentru proiecte mari în infrastructură. Sperăm ca până la sfârșitul anului să putem semna contractul de finanțare. Eu cred în continuare în sistemul centralizat, cu toate problemele, cu toate necazurile care sunt, oamenii de specialitate, oamenii de bună credință, toată lumea recunoaște că singurul sistem viabil este sistemul centralizat de încălzire. Nu trebuie să inventăm noi roata, el funcționează în lumea civilizată și este singurul sistem care poate fi performant.